Dragi locuitori ai Comunei Balcani, sunt Vasile Luca, primarul acestei comune din anul 2015, din 2000-2015 fiind viceprimar. Acum, la sfârșit de ani, făcând bilanțul comunei, am ajuns la concluzia că a fost un an greu, un an electoral din punct de vedere politic, dar și mai greu pentru dumneavoastră datorită inundațiilor din vară care au provocat mari pagube. Cu ajutorul dumneavoastră am reușit să trecem cu bine acest an și să țin să vă mulțumesc pentru înțelegerea și încrederea pe care mi-ați acordat-o prin votul dumneavoastră. Nu vreau să vă dezamăgesc și vreau să respect promisiunile din campanie atât ale mele cât și a colegilor mei consilieri. Am reușit să avem un viceprimar gospodar care oferă tot sprijinul pentru bunul mers al acestei comune împreună cu angajații primăriei Balcani cu care facem o echipă. Aș dori ca și consilierii locali 4 ani de zile să lase politica și să aibă pe prim plan problemele din viața dumneavoastră, ca împreună să le rezolvăm și să aducem tineretul înapoi prin a le oferi locuri de muncă, să reușim să oferim bătrânilor un trai mai bun, fără a aduce doruri copiilor plecați în străinătate. Acum, în prag de sărbători, vă urez sărbători fericite alături de cei dragi, iar în anul 2017 să fie mai bogat ca anul 2016. La mulți ani!